Europarlamentarul Maria Grapini sprijină demersurile președintelui Federației Naționale a Muncii Constantin Crețan de stoparea realizării parcurilor fotovoltaice și a grupurilor pe gaze la complexul energetic Oltenia. Am discutat cu domnul Crețan și aștept câteva documente pentru a face demersuri la Comisia Europeană. Cred că este important să se respecte dreptul de proprietate al cetățenilor, a punctat europarlamentarul Grapini. De menționat faptul că președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a anunțat că va face demersuri la Bruxelles pentru a stopa noile investiții la complexul energetic Oltenia. În acest sens, Constantin Crețan a precizat că a luat legătura cu europarlamentarii Maria Grapini, care a răspuns imediat solicitării acestuia, oferindu-și susținere și disponibilitatea de a face demersurile necesare la Comisia Europeană și Cristian Terheș. Concret, președintele Federației Naționale a Muncii solicită Comisiei Europene să nu aprobe fondurile europene pentru noile investiții, din cauza că sunt litigii pe terenurile respective. Mai mult, acesta susține că va aduce argumente potrivit cărora gazele sunt mai poluante decât cărbunele.